În proiectul de astăzi avem această baterie aplicată pe o cadă. După cum vedem, este o baterie simplă care are și duș. Iar aceasta pur și simplu curge pe lângă maneta de pornire-oprire a apei, în special când este întoarsă către, în cazul de față, este montată apa caldă în acea poziție, vedem că aceasta curge. Și am decis să facem acest mic videoclip să vedem în ce condiții ar fi bine să reparăm bateria sau să-l înlocuim bateria. În prima fază încercăm să o reparăm, iar pentru a face asta, bineînțeles, am oprit mai întâi apa. Și apoi trebuie să îndepărtăm această clapetă care deschidem și închidem apa. Aceasta este prinsă de cartuș, vom vedea imediat cine este cartușul, printr-un șurub, iar șurubul este ascuns de acest dop. Aici avem un orificiu prin care putem accesa șurubul respectiv. În cazul de față se poate accesa cu un imbus însă poate fi și o, un cap de șurub care poate fi deschis cu o șurubelință în cruce sau dreaptă. Este un imbus de 3 mm în cazul de față și îl vom scoate. În caz de față îl scoatem complet pentru că această clapetă este blocată acolo, însă nu e nevoie să scoatem complet. Vom vedea imediat odată ce l-am scos din poziția lui că el este prins pur și simplu suficient cât să poată fi scos fără a fi scos complet, adică să o demontăm de acolo fără să scoatem șurubul complet. Aceasta este clapeta, vedem aici cartușul, acesta este practic brațul care acționează deschiderea și închiderea apei, cum am văzut este din plastic, iar aici este practic ceea ce se întâmplă, prinderea acestui șurub va fixa clapeta pe maneta de pe cartuș. Și după cum vedem, acum l-am desfăcut suficient pentru a putea da afară încă o spiră, două și se va strânge pe bucata din plastic. Mai departe, pentru a scoate cartușul ar trebui să scoatem această piuliță. Ea este o piuliță. După cum vedem, avem acele canale. Poate fi formată și din două bucăți un ornament care trebuie desfăcut mai întâi și apoi avem o piuliță care poate fi desfăcut cu o cheie. În cazul de față, atât ornamentul cât și piulița sunt una și aceea și se desface uh, acționând acele canale. Uh, punem acest patent cu vârfuri subțiri în acele canale și dacă am prinde de mânerele lui, probabil că l-am rupe. Astfel vom folosi o cheie și îl vom slăbi inițial, după care putem să îl desfacem manual. Odată ce am făcut asta, am ajuns la cartuși. Și nu am spus de ce vrem să ajungem la cartuși. Practic cartuș, cartușul este cel care a, pro, poate produce acea, acea scurgere. În cazul de față, dacă vrem să-l locuim cartușul, acesta costă undeva la 30 de lei. Aici avem unul cumpărat de rezervă. Trebuie să ținem cont de faptul că acestea vin pe dimensiuni, în cazul de față acesta este de 35 de mm, însă poate fi de 30, poate fi de 40, iar o altă problemă este că această baterie era una chinezească și pe lângă dimensiunea, diametrul cartușului avem și acest doi pin de ghidaj, iar dacă observăm bine aceste imagini, vedem că pinii de pe cel albastru, cel original, sunt mult mai subțiri decât de pe cel verde, cel care l-am cumpărat pentru a-l schimba, iar aceștia nu vor intra în orificiile care se găsesc în interior. Le vedem acum în imagine, sunt acolo două orificii. Însă problema noastră nu era cartușul, ci bateria în sine. Observăm această piuliță care am curățat ulterior. Observăm că filetul nu mai este foarte bun, atât pe piuliță cât și pe filetul interior direct din baterie. Dacă acesta nu mai ține, practic nu mai putem strânge acel cartuș și observăm că nu putem practic să mai punem înapoi cartușul, nici pe cel nou, nici pe cel vechi. Odată ce am desfăcut, aceasta nu mai strânge. Probabil că problema bateriei era această, această piuliță care nu mai strângea foarte bine și atunci apa curgea pe lângă cartuș. Dacă vom pune piulița acolo, putem să înșurubăm piulița, însă aceasta se va strânge puțin mai încolo de cartuș, ca să zic așa. Vedem că ea coboară puțin înăuntru și atunci ea strânge, însă acest lucru nu este permis din cauza înălțimii cartușului, deci nu putem să ajungem cu filetul până acolo. Practic sunt câteva spire la începutul filetului interior care strânge cartușul pe baterie, și atunci nu ne rămâne altceva decât să schimbăm. Bateria numai că dacă observăm aici avem uh, această baterie aplicată pe cadă și avem acele excentrice deja montate la o anumită dimensiune. Bateria este una de model vechi și are 15 cm între cele două prinderi. O baterie mai nouă s-ar putea să aibă o dimensiune mai mare, deci este bine de știut că ar trebui să măsurăm acest lucru dacă nu vrem să schimbăm acele uh, distanțiere față de față de cadă sau dacă era prinsă în perete vom avea acele excentrice care va trebui să le schimbăm. Un alt aspect este faptul că atunci când o demontăm trebuie să deșurubăm piulițele atât în stânga cât și în dreapta pentru că dacă nu facem asta se va bloca într-una din părțile în care nu resucim piulițele iar după ce am desfăcut piulițele, tot ce trebuie să facem este să o îndepărtăm și să îndepărtăm și acele garnituri. Noua baterie va veni cu garniturile ei pe care le vom instala, iar apoi vom vedea că a noastră baterie se potrivește perfect pentru că am achiziționat una Uh, de fapt singura care am găsit-o cu această dimensiune. Se pare că modelele mai, nou, mai noi uh, nu au doar 15 cm, au ceva mai mulți centimetri între uh, cele două prinderi. La fel și la înfiletarea piulițelor, uh, trebuie să avem grijă să le strângem uh, împreună pe amândouă dată, iar apoi să folosim o cheie fixă sau uh, reglabilă pentru a strânge piulițele, nu trebuie să punem foarte multă presiune. Pentru că strângerea se face relativ ușor având garnituri de cauciuc, și în niciun caz pentru strângere să nu folosim un plește tip papagal. Pentru că acela cu siguranță va, va zgâria suprafața, va mușca din suprafață, vom zgâria practic bateria. Și nu asta este scopul: stricăm ornamentele și stricăm aspectul. A bateriei. Aici vă montăm înapoi vechiul duș de la vechea baterie și practic acum tot ce trebuie să facem este să dăm drumul apă și să facem un test. Deci în, în concluzie problema noastră s-a rezolvat iar alegerea de reparație sau înlocuire a bateriei se face practic și în funcție de cât de scumpă este bateria și dacă bateria este una ieftină, am, după cum am văzut, sunt probleme și la găsirea cartușului de înlocuit, iar mai ales dacă bateria este deteriorată și nu mai putem folosi, nu mai avem ce să facem, va trebui să, să înlocuim complet bateria. Cam acestea au fost informațiile în legătură cu acest subiect, sperăm noi că utile, iar până data viitoare, când vă vom aștepta din nou pe canalul nostru, poate și cu alte proiecte interesante, vă dorim toate cele bune, numai bine și pe curând!